Și bine ați revenit pe canalul meu. În filmulețul de astăzi vreau să vă prezint toate lucrurile achiziționate din magazinul H&M sau H&M, depinde cum vreți să-i spuneți. Într-un vlog ați văzut că am fost acolo și de vreo două săptămâni cam așa tot vreau să fac acest haul, dar nu am avut timp pentru că am făcut alte filmulețe. Așa că astăzi vreau să vă arăt ce am cumpărat. Am găsit multe lucruri la reducere, așa că haideți să începem. Ok, voi începe cu niște șepci pe care le-am cumpărat pentru Eddie. Această șapcă am cumpărat două, de fapt doar vi le arăt pe rând. Aceasta, care este foarte frumoasă, mie îmi place și culoarea. Este mărimea 92-104, el momentan și la haine poartă mărimea 104. În schimb, la șepci și căciule am observat că întotdeauna mărimea pe care o poartă la haine nu corespunde cu cea de la șepci, ei sunt mari. Așa că de aceea am și cumpărat mărimea 92-104, sunt convinsă că o să-i vină și mai târziu, plus că este reglabilă, aici se reglează la spate, în funcție de cât de largă sau de strânsă vrei să stea pe cap. A costat 99 de cenți, a fost redusă de la 4,99 €. Și o altă șapcă pe care am cumpărat-o, tot pentru Eddie, dar îi va rămâne lui Eric, ca toate hainele care sunt al lui Eddie și care au fost al lui Eddie, este această șapcă, care este superbă, îmi place foarte, foarte mult. La fel este reglabilă și a costat 2,99 €, redusă de la 9,99 €. Tot pentru Eddie am cumpărat un set cu două căciuli, care sunt super simpatice. Îmi place aceasta cu steluță foarte mult, îmi place mai mult decât aceasta. Așa. Au fost la reducere de la 9,99 €, au fost reduse la 6,99 €. Mai departe, tot pentru Eddie, am achiziționat niște boxeri. Cred că două seturi, da, două seturi, a câte trei boxeri, fiecare set, și sunt identice ambele, deci au exact aceleași culori, acesta și acesta. Au fost reduse de la 9,99 €, au fost reduse la 5,99 €. Și acesta la fel a fost redus, așa că i-am cumpărat și boxer să aibă. Mai departe i-am cumpărat șosete, să vă arăt și șosetele. La fel am cumpărat la set și sunt din acestea cu motive de iarnă, foarte frumoase, îmi plac foarte mult. Cu reni, cu fulgi de nea, cu steluțe, brăduleți, tot felul de desene din acestea de iarnă. Au costat 3,99 €, reduse de la 5,99 €. Și avem acest set. Mai avem acesta care este identic, deci la fel. Așa. La fel, 3,99 €. Și mi-am cumpărat și mie niște șosete, la fel, cu motive de iarnă. Foarte frumos, îmi plac foarte mult culorile, mai grosuți așa. Și sunt câte într-un set? 1, 2, 3, 4, 5. 5 șosete sunt într-un set, au fost reduse de la 9,99 € la 5,99 €. Tot pentru mine am cumpărat cordeluțe, deci am găsit cordeluțe frumoase la reducere, bineînțeles, de la fetițe, pentru că eu așa fac de obicei. Nu știu dacă v-am mai zis, nu cred că v-am mai zis. Ok, vă zic acum. De multe ori mie hainele de aici, din Germania, chiar și mărimea XS, îmi sunt mari. Câteodată îmi sunt bune, dar de cele mai multe ori îmi sunt mari. Așa că, de multe ori, îmi cumpăr haine de la copii, de la adolescente. Așa că acele haine îmi sunt bune și așa am făcut și acum. Mi-am cumpărat cordeluțe de la fetițe. Această cordeluță este una dintre cele achiziționate, a fost redusă de la 4,99 € la 1,99 €. Și mi le-am cumpărat pentru că au fost reduse, sunt frumoase, sunt simpatice și m-am gândit că
Ar fi chiar interesant să fac și filmulețe cu ele, ce spuneți? Dar trebuie să vedem ce fel de filmulețe, pentru că nu merge la orice fel de filmulețe. Ok, o altă codeluță este aceasta. Ia uitați, dan, 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 ce frumos e. Aceasta trebuie reglată un pic. S-a cam îndoit, probabil cum a stat în plasă, pentru că v-am zis că le am de vreo 2 săptămâni. În plasă așteaptă săracele să fie prezentate. Și să vedem. Dan, 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 dan. Ha, ha, ha. Ok, nu se prea vede pentru că ies din cadru părțile acestea, dar oricum mi-e place foarte mult. Am găsit-o cu 0,50 eurocenți, uitați. Frumoasă, așa-i? Îmi place. Așa, mai departe, o altă cordeluță este aceasta. Deci toate le-am cumpărat de la fetițe. A costat 2,99 euro, redusă de la 3,99 euro. Și așa arată, este cu o fundiță. Am și o foarfecă, aici mi-am pus o foarfecă, să văd dacă reușesc să o desfac, să mi-o pun pe cap. Este. Și chiar și cordeluțele astea nu sunt mari. Deci eu nu știu, ori e ceva neregulă cu corpul meu și cu capul meu, ori nu se potrivesc mărimile. Cum e frumoasă, așa e? Îmi place. Îmi place și culoarea. Ok, o altă cordeluță este... aceasta. E frumoasă, așa e? A fost redusă de la 5,99 € la 1,99 €. Și să o desfacem, să o probez și pe ea. Dacă tot am început acum cu probatul, haideți să probăm. Mi se pare atât de simpatică, poate fi purtată și la o zi de naștere a copiilor. Tan, tan, se vede? Tan, 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 tan. Nu se prea vede, iese din cadru, iese pădure chiușele astea de aici. Ok. Bun, să continuăm. Mai departe, pentru Cipri. Și-a cumpărat niște mânuși din acestea, din fâș, care au fost reduse de la 12,99 la 4,99. Da, 4,99. Ok, și-a cumpărat niște papuci, o pereche de papuci. Wow! Au fost reduși de la 34,99, nu mă așteptam să fie prețul atât, la 15,99. Așa arată. Sunt frumoși, sunt ok și culoarea e ok, îmi place. Și și-a mai cumpărat niște curele, care la fel erau la reducere. Cred că ambele curele sunt identice, pentru că și-a cumpărat două. A fost redusă de la 19,99 la 5,99. Așa arată. Așa. Și cealaltă este la fel. Și am cumpărat două ca să aibă. Când îi se strică prima, oare pe cealaltă, pe a doua. Și la fel a fost, da, de la 19,99 la 5,99. Acesta a fost filmulețul nostru de astăzi. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne revedem în următorul filmuleț. Vă pup! Pa, pa!